Vorbesc de impredictibilitate în mai toate declarațiile oficialilor NATO, oficialilor aliați, se vorbește de războiul hibrid, propaganda rusă este una din componentele acestui război hibrid. Cât de puternică e propaganda rusă în România acum? Și vă întreb asta ca atât în calitate de ministru al apărării, dar de, și de diplomat de carieră care cunoaște în detaliu modul în care poate funcționa un astfel de aparat de propagandă. Puteți să mă întrebați și în calitate de cetățean preocupat ca noi toți de aceste informații. Gândirea convențională este că România este mai puțin afectată, permeabilă. Mai puțin și mai puțin permeabilă, cum bine spuneți, la acest tip de acțiuni neconvenționale, ceea ce nu înseamnă că suntem în afara vectorului de acțiune. Încercăm, sigur, să creștem reziliența pe care o avem prin măsuri pe care le dezvoltăm în plan național, dar și într-o concepție mai integrată la nivelul NATO. În economia rezultatelor așteptate de la summitul de la Varșovia se numără și o strategie la nivel aliat de prevenire și contracarare a amenințărilor hibride.